treba să vă. Permiteți-mi să-l invit pe domnul primar Niță Gheorghe. Domnul primar Niță. Deci, dacă anul acesta pentru realizările dumneavoastră v-am declarat cetățean de onoare al orașului Horezu, permiteți-mi ca în continuare să vă ofer o distinție în semn de înaltă apreciere pentru contribuția adusă la dezvoltarea, afirmarea și promovarea orașului Horezu. Vă mulțumesc, domnul primar! Ne bucurăm în continuare de sprijinul dumneavoastră în dezvoltarea acestei localități și sunt convins că veți fi alături de noi în orice situație. Vă mulțumim! Vă mulțumesc foarte mult! Este a doua oară anul acesta când am, cum să vă spun, o mulțumire sufletească extraordinară. Am emoții foarte mari. Joi am fost la ședința festivă vis-a-vis de zilele orașului și am auzit și am înregistrat exact ceea ce se vrea să se facă și ceea ce este creionat, nu ce se vrea, ceea ce s-a gândit și este scris pe hârtie că se va face. Vreau să vă spun numai atât, dar numai jumătate dacă se face din ceea ce se gândește și se vrea să se facă pentru acest oraș și este foarte, foarte bine. Numai jumătate. Foarte important, el depinde de noi toți. Depinde cum privim treaba. Dacă o privim numai din stânga, dacă o privim numai din dreapta sau dacă o privim numai de la mijloc, nu știu dacă câștigăm partidul. Sigur că aparent, dacă ne uităm la noi, treaba arată bine. Arată chiar foarte bine. De 70 de ani n-am mai avut război, ceea ce e foarte, nu s-a mai întâmplat în istoria noastră, un lucru extraordinar. Suntem membri ai Uniunii Europene, suntem membri NATO, nu? Deci, cu alte cuvinte, facem parte din lumea selectă. Dar, vedeți, cei care au lucrat înaintea noastră, cei care au lucrat la unirea țării, cei care au lucrat la construirea acestei țări, ei au gândit că vor face o țară pentru veșnicie. Noi, sigur că da, am preluat-o, dar se pare că ne-am cam lăsat pe tânjarul. Avem senzația că merităm totul și nu prea mai făcut, fără să facem mare lucru. Vedeți, cineva spunea odată și bine spunea, o țară și o națiune nu se face odată pentru totdeauna. Se construiește mereu, se împrospătează mereu. Asta ar trebui să înțelegem, că trebuie să ajutăm la construirea acestei țări, la împrospătarea ei. Din păcate, între noi a apărut destul de multă răutate, destul de multă ură. Ne uităm un pic cu albetele unii la alții, că ăla e de acolo, că ăla e din partea cealaltă. E greșit. Poate să fie de vină globalizarea, că am intrat în această globalizare care, cum să vă zic, ne-a și apropiat, dar ne-a și îndepărtat. Ne ducem foarte ușor în Australia, ne ducem foarte ușor în America, mergem la rude în Italia, în Spania, dar nu mai trecem pragul vecinului. Nu mai știm că avem vecini. Nici vecinul nu mai trece pragul nostru. Cineva spunea odată, întreba, zice, când va veni sfârșitul lumii? Când va dispărea cărarea între doi vecini? Ferească Dumnezeu de așa ceva. Vedeți, am vorbit de construcția acestei țări, că s-a muncit mult la ea. Din păcate, dacă ne uităm de câțiva zeci de ani, poate cei mai buni dintre noi în domeniul lor de activitate au fost nevoiți, și o spun cu voce tare, au fost nevoiți să plece din țară, să lucreze în altă parte, să-și pună în valoare experiența și profesionalismul pentru alte nații. Haideți să gândim cumva toți la un loc să facem ceva pentru țara asta. Sunt convins că dacă ne dăm mâna, și apropo de da mâna, Iisus avea o vorbă, zice, ajută-ți aproape. Hai să ne dăm mâna cu cel de lângă noi, el să-și dea mâna mai departe și mai departe și în foarte scurt timp se închide cerul. Haideți să punem Horezul la mijloc. Și haideți să facem un cer mare în jurul României. Vedeți, sârba și horna nu este o invenție a noastră. Oamenii preistorici, când aveau unul bolnav, îl puneau la mijloc și jucau în jurul lui. Și îi dădeau sănătate, îi dădeau energie.
haideți să punem la mijloc țara, haideți să punem la mijloc orezul și sigur vom câștiga partidul. Și tot Iisus mai spunea, încrederea, credința te-a vindecat. Haideți să avem sigur că da, să avem încredere în forța divină, dar să avem încredere în noi că putem să facem treaba aceasta. Sunt convins că dacă reușim să ne dăm mâna, vom reuși să facem. Și apropo că am vorbit de această horă și de sârbă, niște străini care au trecut pe la noi pe aici, văzând jocurile noastre foarte săltărețe, ne-au întrebat, zice, de ce jucați așa? Păi mă, noi suntem aici, încă nu sărăcise pământul, mă, de când suntem aici. Noi suntem de când lumea și vom sta aici cât lumea. La mulți ani România, la mulți ani Borezu. Mulțumesc, domnule primar. Domnul primar Constantinescu. Domnule primar, toată stima. Distincție din partea orașului Horezu pentru dumneavoastră. Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru Horezu și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Toată stima. Domnul primar Bușe. Doamna Semenescu, vă rog frumos. Vă mulțumesc mult de tot. La fel și dumneavoastră, de lungul carierei dumneavoastră și a fost destul de lungă la primăria orașului Horezu. Știu că ați contribuit și cu sufletul și cu mintea și cu tot ce ați putut dumneavoastră pentru dezvoltarea acestui oraș. În semn de prețuire și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Să rămână la noi. De a mă prezenta în fața cetățenilor noștri, mă bucur foarte tare că Dumnezeu mi-a mai dat încă un an. Că să pot veni aici și să înaintez în vârstă în acest oraș unde locuiesc cu mult drag. Am venit un copil și am ajuns la vârsta de 74 de ani. Aici mi-am crescut copiii, aici i-am educat, aici mi-am făcut serviciu și aici am trăit cu toată familia. Mulțumesc Dumnezeu și dumneavoastră tuturor care aveți încredere în tot ce am făcut noi la Horezu și în tot ce se va face, pentru că sunt foarte mulțumită când aflu ce realizări vor fi în continuare. Mulțumită și pentru realizările făcute până acum. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamna Semenescu! Să dea Dumnezeu să ne vedem și în următorii ani. Domnul Fârtat, domnul primar Fârtat. Da? Domnul Schiteanu. Neadinu Schiteanu, vă rog frumos. E prezent? Bine. O viață de om. În calitate de arhitect a acestei localități, Neadinu Schiteanu, vă felicit și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru Horezu. Mulțumesc, vă mulțumesc mult de tot. Domnul director Popescu de la Spitalul Orășenesc Horezu. Domnul director, vă mulțumesc pentru faptul că unitatea condusă de dumneavoastră are rezultate foarte bune, că arată foarte bine lucru apreciat și de doamna ministru Pintea în urmă cu câteva luni de zile, când am avut onoarea să o primim în unitatea, alături de domnul președinte, în unitatea noastră de sănătate. Sunt convins că în continuare veți face tot ce se poate ca acest spital să devină din ce în ce un etalon pentru sănătatea orezenilor și
a zonei Horezu, care cuprinde peste 75.000 de locuitori. Toți acești locuitori beneficiază de serviciile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Domnul primar Fârtat, v-ați revenit, da? Alături de toți ceilalți primari, mandatul domnului Fârtat a însemnat un plus pentru această localitate. În semn de prețuire, permiteți-mi să acord această distincție. Vă mulțumim, domnul Fârtat. Sunt convins că veți fi alături de comunitate în continuare. Vă mulțumim. Domnul director Vladu, de la Liceul Constantin Brâncoveanu. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru Horezu, pentru faptul că vă dedicați acestei activități prin prisma funcției de ținute. Sunt convins că vom ajunge pe primele locuri în județul Vâlcea. Am avut locul 10 anul acesta. Dar vrem să ne ducem undeva în primii 5. De dumneavoastră și colectivul care îl conduceți depinde. Vă mulțumim! Dați-mi voie să invit pe domnul Iliescu Procopie. A ieșit la pensie în urmă cu 6 zile. O viață întreagă în calitate de secretar a dedicat-o acestui oraș. Vă mulțumim, domnul... Domnul secretar, toată stima din partea mea și știți, m-am bizuit atât eu cât și ceilalți primari care au fost înaintea mea pe pregătirea profesionalismului dumneavoastră și pe caracterul dumneavoastră. Vă mulțumesc mult de tot, o distincție din partea noastră și o șampanie slobez de seară în familie. Vă mulțumim mult de tot! La mulți ani, Horezu, la mulți ani, dragi horezeni! Mulțumesc organizatorilor, domnului primar, pentru invitația care mi-a făcut-o să particip astăzi la acest eveniment. Evenimentul este legat de ieșirea la pensie, cum spunea domnul primar. La Horezu, vă mulțumesc cu producția de secretar, două de tipuri de ani. În această perioadă am făcut datoria cu responsabilitate, corectitudine și respectarea legalității. Vă mulțumesc! La mulți ani, Horezu! Vă mulțumesc, domnul secretar! Pentru doamna un buchet de flori și pentru că doamna a fost în spatele dumneavoastră să vă calce, să vă hrănească și să fie alături de dumneavoastră. O doamnă deosebită pe care am permis să o invit, doamna Ghițescu, la fel, toată viața a lucrat tot ce înseamnă rol agricol, tot ce înseamnă sistematizarea alături de domn de, și stare civilă. Vă mulțumesc mult de tot. Apropo, câți ani ați avut în total lucrați în... Deci 25 numai în primărie. Vă mulțumesc și toată stima, doamna. Vă mulțumesc mult de tot. Să dea Dumnezeu. Vă mulțumesc. Vom trece la ce înseamnă cuplu 50 de ani, 60 de ani de căsătorie. O viață întreagă, o viață. Dați-mi voie să invit pe Nea Dan, pe Mihai Spiridon și Elena, care au 50 de ani de căsătorie. Nea Dane! Doamnă, și banii tot la dumneavoastră, sticla de șampanie la Nea Dan. Nea Dane, pregătește că avem meci greu astăzi, în deplasare. Nea Dan, zici lipie, toate generațiile așa l-au cunoscut. Are 73 de ani. O viață. Și uitați-vă cum arată. Familia Țambrea, Constantin și Maria. Nea Costică, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Tati Maria și dumneavoastră la fel. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Nea Costică, numai o secundă. Asta e a dumneavoastră.
toată stima. Și mulți ani. Mavrea, Victor și Maria. Țambra, Nicolae și Elena. Olarii, văd că olarii sunt în față. Hai să vă spun ce mi-a zis, că dacă nu o pup, îmi dă cu florile în cap. Toată stima să trăiți. Șampania pentru soț. Oh, tot ajunge. Și florile. Și la 60 de ani se dublează totul. Familia Minculete, Ion și Ioana. Tanti Ioana. Vădea Dumnezeu să vă dați banii de la Nicolata. Toată schimbă. Și vă aștept la 60 de ani. Să dea Dumnezeu. Scuzați-mă, vreau să am uitat ceva. Cei care i-am premiat până acum să vină înapoi. Să vă spun de ce. Am asistență lângă mine, care a uitat. Toți care i-am premiat, neacostică, haideți înapoi toți. În plus aveți o plachetă cu 50 trecut mare, care scrie: doi oameni, doi tovarăși de drum, care și-au dăduit iubire și ne sunt exemplu. Cu ocazia acestei aniversări, vă urăm la mulți ani fericiți împreună. Vă rugăm frumos să o țineți la loc de cinste, că e mare lucru. Mare lucru. Se dă una singură pe familie, auzi pe Tunicu, ia gata, lăsați-mă. Doamna Mavrea, vă rog frumos și scuzați-ne. Familia Bardolan, Ilie și Elena. Nea Ilie, nea Bivine. Să rămână florile dumneavoastră. Placheta. Deci, șampanie pentru Nea Ilie. Nea Ilie, încet, încet. Să trăiesc, bă, Nea Ilie. Familia Udrea, Mihai și Rodica. Nea Niluță. Lu doamna florile. Banii. Ne-a nirus toată viața, s-a făcut lichidul. Uite, ai și una din partea mea. Sunt de-ai mei din la Urșat. Bucurerea Ion și Ana. Vă dea Dumnezeu sănătate. Antonești, Gheorghe și Maria. Da, numai soția, iar Gheorghe are piciorul rupt. Să stă alături de dumneavoastră tot timpul și să duce sticla șampanie lungă, da? Să lumină. Dumitrescu, Ion și Maria. Familia Dumitrescu. Familia Bem, Nicolae și Maria. Vă spun ceva. Nea Niculae este, cred că, ultimul
meseriaș în ce înseamnă fluiere, făcute din lemn de prun, cunoscut la nivel național. Toți marii artiști ai României au venit și au luat fluiere de la Nea Nicolae. Nea Nicolae zis Câțoi, așa se știe, așa cum eu sunt al lui Catrinoiu și așa mai departe. Să aveți o viață lungă și să convins că la 60 de ani veți fi prezent tot în această piață. Tati Maria. Mare drag, stați să vă și înțeleg. Familia Tănăsescu, Constantin și Maria. Aoleu! Îi știți, îi știți toți, nu trebuie să vă spun cine sunt, ce e cu ei. Am și ghinionul să fiu vecinul lor. Mani și cultura mare. Nu-i place lichidul, dar bea de obligatoriu, nu? Să trăiți. Familia Racolța, Avram și Floarea. Știu că este tocmai din cauza asta. Să rămână, să vă dea Dumnezeu sănătate. Să obiți împreună, e mare lucru să stai 50 de ani împreună. Familia Rizescu, Ilie și Ioana. Vine doar doamna, soțul are o problemă. Tanti Ioana la mulți ani. Mulțan, Sărumâna. Familia Capră, Vasile și Floarea. Familie săracă, s-a ridicat de jos. Copii mulți, nepoți mulți. Și-a reușit dintr-o baracă să aibă acum 4-5 case la toți copiii, case cu care se pot mândri, să știți. Oameni muncitori. La mulți ani. Chișavu, Constantin și Maria. Familia Chișavu nu este? Nici o problemă, o să le transmitem, sigur că da. Trecem la Liga Superioară. Cuplurile care au împlinit 60 de ani. Vă dați seama, 60 de ani. Nici nu am eu viață cât au dânsi împreună. Familia Tâlnea, Constantin și Eufrosina. Nea Costică Tâlnea toată viața a fost pădurar. Ușor. Și acum se duce la coasă, cu coasa în spinare. Câți ani ai matat? În 30 născut are 86 de ani. Mulți înainte, Nea Costică. Tati Frăsia, o mochie de flori. Nea Costică. 89 de ani, 89. La mulți ani, ne vedem la 70 de ani. Familia Bulborea, Gheorghe și Maria. Tanti Marie, să-ți dea Dumnezeu sănătate și să te asculte Nea Costică în continuare, dacă nu vii și spui. Să-ți dea Dumnezeu.
multă sănătate. Familia Tănasie, Petron și Maria. 60 de ani de căsnicie. Ați văzut cum o vin de mână împreună? Mare lucru. Tati Maria, tot pentru mata. Stimă maximă. Să dea Dumnezeu să prinde și 70. N-aveți pentru ce. E meritul dumneavoastră. Familia Purdel Nicolae și Elena. Toată lumea știe pe Nea Purdel. Cred că nu e unul din Horezul să nu fi turs. Tantile, mulțumesc. Ăștia sunt tot ale dumneavoastră. Mulțumesc. Vreau să spun că m-a dus și la zero. M-a trimis directorul că a făcut prostii. Toată stima. Să dea Dumnezeu sănătate. Trecem la o altă fază, deci mulțumim tuturor cuplurilor și să dea Dumnezeu să-i premiem și în următoarele etape. Și premiem doamna inspector general, vă rog frumos. Doamna Bica. Împreună cu domnul director Vladu. Domnul Vladu. Ia că ați plecat la masă, domnul. Foarte bune la învățătură și la activitățile extracurriculare se premiază elevele Rădulescu Daria Andreea și Măgureanu Maria Alexia. Premierea elevilor cu rezultate cele mai bune la examenele naționale la bacalaureat. Eleva noastră cu media 9,86 Dina Ștefania Gabriela. Govoreanu Raimond Ana Maria din Cela Andra Maria. La examenul de evaluare națională, elevii Ogrezanu Valentin Alexandru, să vă spun de Alexandru, are multiple premii la olimpiadele naționale la diverse discipline. Este un băiat foarte complex și sunt convins că va face practic o fază frumoasă și în continuare. E un băiat dedicat. La mulți ani, Alexandru, la mulți ani și celor trei domnișoare, două dintre domnișoare sunt la automatică, cea de-a treia domnișoară, cu siguranță, după ce va face medicina, se va întoarce la Horezul. Vă mulțumesc tuturor! Eleva Râmpeanu Ana Maria. Crișan Andrada Maria. Și nu în ultimul rând, Stanciu Anca Maria, absolventa școlii Slădioara. Dar primăria Horezul premiază performanța. Dați-mi voie să invităm și partenerii noștri, doamna Augustina Hoanță, profesor de sport la Liceul Horezul, pentru că în această perioadă, din 1 până în 7, au avut loc competiții sportive datorită unui parteneriat frumos. Vreau să mulțumesc public celor 5 doamne, profesori și nu numai, care pentru
prima dată a hotărât în mod gratuit, cu ideile care le au și viziunea care o au, să organizeze la nivelul orașului Horezu diverse competiții sportive și nu numai. Aceste, doamne, vreau să vă spun ceva. În mod gratuit pregătesc copiii, fac pregătire cu copiii pe diferite discipline, matematică, română, limbi străine. Deci e un colectiv și este o idee a lor care se va ajuta foarte mult Horezu. Vă mulțumesc tuturor și pentru că am considerat că dumneavoastră aveți meritul de a premia, dumneavoastră ați organizat totul, dați-mi voie să vă ofer microfonul și să continuați activitatea. Încă o dată, la mulți ani Horezu și la mulți ani Horezene! Bună ziua! Vrem să mulțumim și noi primăriei pentru susținere și pentru deschidere. Au fost imediat deschiși la inițiativa noastră de a organiza competiții sportive cu ocazia zilelor orașului Horezu. Așadar, am organizat 3 competiții sportive, un cross, un concurs de exatlon și un concurs de biciclete, triciclete, care a fost deja premiat pentru cei mici între 3 și 6 ani. Ei sunt mai nerăbdători. Așadar, astăzi premiem crossul la care și exatlonul la care au participat, la cross au participat 60 de persoane împărțite pe 4 categorii de vârstă, fiecare cu subcategorie de sex, băieți și fete. Premiem de la clasă, o categorie este cea de 1-4, gimnaziu, liceu și senior. Vom începe cu cei mici, că sunt cei mai nerăbdători, și bineînțeles cu fetele, că ele au prioritate, băieții sunt eleganți și le așteaptă. Locul întâi, la clasele 1-4, fete, Țăpuru Alesia. Locul 2, Bâscu Carina. Bâscu Carina, locul 2. Nu este aici? Locul 3, Pângulescu Raisa. Și mențiune, Țârdei Daria. Nu este nici Țârdei. Bun. Să trecem la cavaleri. Mulțumim pentru răbdare. Și așadar, la locul întâi, strungăreanu Alexandru. Locul 2, pădurețul Petruț. Locul 3, Șodolescu Andrei. Și avem 2 mențiuni, strungăreanu Andrei și Țirdei Andrei. Continuăm cu categoria de gimnaziu. Începem, bineînțeles, cu fetele. Locul întâi, Bărbuleasa Elena. Locul 2, Frigură Carina. Frigură Carina. Și locul 3, Copoi Ana. Nu este? Este Surioara. Continuăm cu cavalerii, încă o dată mulțumiri pentru răbdare.
locul 1 Andronescu Ilie. Locul 2 Mitrea Raj Ion. Și locul 4 Șodolescu Călin. Locul 3, scuze. Continuăm cu o altă categorie de vârstă, cea de liceu, fete. Locul 1 Matei Ana. Locul 2 Dan Maria Raluca. Și locul 3 Popescu Nicoleta. Continuăm cu băieții. La liceu, locul 1 Spărătoreasa Gheorghe. Locul 2 Țambra Alexandru. Să vină frate, hai să iei. Și locul 3 Dan Răzvan. Avem și o categorie de senior la care am dorit ca la anul să avem mai mulți participanți, părinți, profesori, pentru a încuraja mișcarea și tocmai de aceea aș vrea să-i aplaudăm pe seniorii care anul acesta au avut curajul să participe la cross. Și încep cu categoria fete, locul 1 Badea Andrada. Locul 2 Lungu Bianca. Și locul 3 Diaconul Diana. Și continuăm cu senior băieți, ultima categorie de vârstă și de partajare de sex, fără niciun fel de discriminare. Locul 1 Costescu Claudiu. Și aplauze pentru Claudiu, care este un învingător și reprezintă orașul nostru. Locul 2 Spărătoreasa Simion. Și locul 3 Măgureanu Ștefan. Acestea fiind spuse, trecem mai departe la concursul de exatlon. Am avut 3 echipe departajate pe culoare. Culoarea verde cu capitan Hârstoiu Gabriel, alb cu capitan Spărătoreasa Gheorghe și albastru cu capitan Brutarul George. Da? Începem premierea cu locul 3, cu echipa albastră, cu capitan Brutarul George. Echipierii tăi. Veniți! Aplauze pentru participanți. Locul 2, echipa albă, cu capitan Spălătoreasa Gheorghe. Haideți în față, haideți în față, luptătorii, haideți în față! În
înainte de a anunța echipa câștigătoare, aș vrea să mulțumim și să felicităm cel mai bun arbitru al competiției, Surcel Eduard, dacă se poate să vină și el alături de noi, că a alergat pentru toți. El a fost cel care a făcut cursele de fiecare dată. Are cei mai mulți kilometri în concurs. Și acum, campionii de anul ăsta, ediția 1, echipa verde cu capitan Cârstoiu Gabriel. A fost o luptă aprigă, au fost foarte apropiați și foarte buni. Intenția noastră este ca aceste competiții sportive să devină o tradiție cu ocazia zilelor orașului Horezu și vă rugăm să participați în număr cât mai mare, să vă aduceți copiii să facă sport și să iubească mișcarea, că asta înseamnă sănătate. Vă mulțumim! De vârstă până când Dumnezeu ne va
închide ochișorii. Și acum pe scenă, dragii mei, lăsați steagurile aici, poftiți pe scenă toată lumea. Hai, Larisa, frumos sus. Pune steagurile repede, pe repede.